Alex și trupa în culise. Gata și acțiune! Am mers în culisele celui mai nou serial Disney, Alex și trupa, ca să aflăm mai multe despre personajele și protagoniștii acestei noi povești. Salut, sunt Saul Nani și îl joc pe Cristian. Ați văzut vreodată unul mai șmecher? Cristian e băiatul arătos din liceu. E un Casanova. Dar de asta ce spuneți? Le cuceresc pe fete? Cristian, ești incorigibil. E sigur pe el, îndrăzneț, dar nu arogant. Ești nou nostru capitan. Bravo, bravo. E conștient de calitățile lui, dar nu e deloc îngânfat. Am avut noroc, ai jucat foarte bine. E calm, extrovertit, știe că place, dar nu se dă mare. Asta e ceea ce îi sporește șarmul lui Cristian. Cineva nu vrea să-și facă fanele să aștepte. Un gentleman nu se lasă niciodată așteptat. Eu, fiindcă sunt un fel de Don Giovanni când vine vorba de fete, îl ajut pe Alex când văd că îi place de Emma. Oricum știi că dacă ai nevoie de un sfat, eu sunt asul întâlnirilor. E liniștit, mereu cu zâmbetul pe buze. Chiar că știi să vezi jumătatea plină a paharului. Îi place fotbalul, sunt o mulțime de fete topite după el. E popular, bun la fotbal. Toate fetele se îndrăgostesc de el. În fine, toate și niciuna. Bună, Cristian! Bună! Ce-ți face piciorul? Bine până să-l întâlnească pe logodnicului tău. Înainte, Tom era cel mai popular, dar Cristian i-a furat locul, atât pe teren cât și în inima fetelor. Deci au o relație destul de tensionată. Se teamă, găgăuță? Deloc, ne vedem pe teren. Linda e clar topită după el, fiindcă devine din ce în ce mai popular și ia locul lui Tom. Dar ține minte, nu riști, nu câștigi, crede-mă pe cuvânt. Cum e Saul în viața reală? Saul e amuzant. Leneș. Sunt curios. E cam tot timpul cu capul în nori. E uituc de felul lui. Face glume multe. Mă face mereu să râd. Am trecut pe aici doar ca să-mi văd colegii. Sunt curios. Mă duc mai încolo să nu mă vadă. Pa! Seamănă mult cu personajul lui. Nu e deloc o persoană arogantă, nu e deloc plin de sine, nu e deloc încrezut. De fapt, are multe îndoieli și cere sfaturi. Nu e ușor, dar spune-i și tu asta, Angie, că nu mă crede. Turnăm încă o dată toată scena de la capăt. Scena 13-1. Vești bune, prieteni. Domnule profesor. Ăștia suntem toți sau mai așteptăm pe cineva? Vreți să vedeți ce se întâmplă? Urmăriți Alex și trupa. Suntem prieteni foarte buni, ținem mult unul la altul. Suntem mereu împreună. Exact ca frații. Ești bine? Mai bine. Dacă un prieten are probleme, întotdeauna întreabă. Hei, ești bine? Te pot ajuta cu ceva? Azi dimineață mi-a adus micul dejun în cameră, fiindcă nu m-am putut trezi. E un băiat pe care n-ai cum să nu-l placi. Salutări fanilor Disney Channel din partea lui Saul Nani. Ciao! Alex și trupa, un nou sezon,